Mai avem doar o zi până se deschide sezonul de pescuit la Păstrăv, dar din păcate nu putem pescui, deoarece priviți, avem o apă foarte murdară, undeva în amonte, încă mai avem zăpadă, pe versantul vis-a-vis avem zăpadă, deci vom face un alt fel de videoclip. Urcăm până acasă și am să vă explic și am să vă arăt nălucile cu care voi pescui în acest an, poate vă inspir și pe voi. Vizionare plăcută! Când vine vorba despre pescuitul la Păstrăv, în mare parte pescuiesc cu rotative, nimfe, gume și woblere. Hai să le luăm pe rând. Începem cu rotativele. Primele rotative pe care le ador cel mai mult sunt rotativele MEPS Anglia, mărimea 00. De ce mărimea 00? Deoarece nu am râuri cu un volum foarte mare de apă, așa că voi folosi rotative foarte mici. Aceste rotative oferă o vibrație foarte măruntă. Este o rotativă neaxată, deci nu va sta bine în curent. În schimb, în apă mică este foarte productivă. Un aspect important este culoarea paletei. Întotdeauna alegeți paleta argintie când apa este puțin pișcată sau tulbure, iar celelalte culori, cum ar fi galben sau ca și cupru, când apa este foarte curată. Următoarele rotative cu care pescuiesc sunt rotativele de la Down. Folosesc cele mai mici gramaje, de 1,6 grame. Este o rotativă axată, care va sta mai bine în curent față de MEPS. Este o rotativă ce oferă niște vibrații puțin mai puternice decât MEPS-ul. Următoarele rotative pe care le prefer foarte mult sunt rotativele de la Panther Martin. Deși nu mai am decât 4 modele rămase de anul trecut, folosesc tot așa mărimea numărul 1, deci cele mai mici mărimi, cred că au 1,6 grame și mărimea numărul 1. În schimb, aceste rotative au o vibrație peste Down, deci cred că au cea mai puternică vibrație. Atenție mare însă la rotativele de la Panther Martin, deoarece vopseaua le sare de pe corp, deci în timp veți rămâne fără vopsea. Desigur, mai am și ceva rotative făcute de mine, încă nu le-am încercat niciodată, să vedem dacă sunt bune sau nu, urmează. Cu rotative RS nu pescuiesc niciodată, deoarece nu-mi plac, deci să nu le văd, acele rotative. În schimb, rotativele RS au o vibrație cuprinsă undeva între Down și Panther Martin, deci ca vibrație undeva la mijloc. Pantherul Martin are întotdeauna o vibrație mult mai mare decât RS-ul. Deci, când peștele mănâncă agresiv, este atras de vibrații cât mai puternice. Pe grupurile de pescuit, tot văd comentarii în care pescarii se contrazic ca și cum o rotativă ar fi mai bună decât cealaltă. În realitate nu există așa ceva, să fie doar o singură rotativă ca fiind top. Nu există. Păstrăvii întotdeauna sunt atrași de vibrații. Ca urmare avem momente în care o rotativă care oferă vibrații mai puternice va merge mai bine decât la celelalte rotative. Și avem momente în care păstrăvii sunt atrași de vibrații foarte mărunte. Iar în acel moment la această rotativă va merge mai bine decât la cealaltă. Desigur, să nu uităm și culoarea, care este foarte importantă, apoi vibrațiile. Deci niciodată o rotativă nu va fi mai bună decât cealaltă. Există doar momente în care la o rotativă va merge mai bine și momente în care la asta, la altă rotativă, va merge mai bine. Deci voi trebuie doar să aflați secretul pe ziua respectivă. Desigur, pe piață mai există multe rotative bune, de exemplu rotativele de la domnul Teleanu, TV Lurex, și eu am avut într-un an, dar pe toate le-am nenorocit, le-am agățat, și vă mai pot recomanda rotativele Vibro de la Lure Component, și acestea arată destul de bine, se găsesc de la 1,6 grame până la deci vă alegeți gramajul în funcție de volumul de apă pe care îl aveți acolo în zona respectivă. Trecem mai departe la woblere.
În mare parte pescuiesc cu woblere de la Ryuki, de 3,8 cm. Și woblere handmade de la Matei, care arată cam așa. De la Matei am avut multe modele, dar pe toate le-am nenorocit. Le-am rupt barbeta. Care dintre aceste două woblere este mai bun? Ca urmare, la fel, avem doar perioade. Deci în apă lină, dacă pescuiți cu un wobbler de la Ryuki, jercuit, de ca așa, lăsați, va merge ca un peștișor rănit și veți avea mai multe șanse cu el în apă lină. Pe când woblerul ăsta la alt, cu ăsta veți avea succes mai mult în repeziș, deoarece el vibrează așa, așa. Deci nu merge pe flancuri ca Ryuki. Iar în apă, cu un repeziș mai puternic, acest wobbler mi-a adus succes mai mare decât Ryuki, iar Ryuki în apă lină mi-a adus succes. Repet, pescuiesc doar cu gramaje mici, mări mici, adică 3,8 cm. Legat de gume, în mare parte pescuiesc cu acest model de la Libra, în diferite culori, alb, galben. Desigur, mi-am modele și de 30 mm, tot de la Libra. În general, doar gumele de la Libra le mai folosesc, deși mai am de la Powerbait ceva gume. Aceste gume nu-mi prea plac deoarece au un material mai tare. De multe ori am observat pe zonele de concurs, atunci când peștii smârâi și nu mănâncă, au obiceiul să vină, să prindă guma în gură și stau cu ea așa, fără să-i dea drumul, dar nici nu trage de ea. În acel moment va trebui să dai înțeparea invers pentru a agăța peștele. Mă duc pe acest model de 3,8 mm. Sunt niște gume nici prea groase, nici prea subțiri, iar dacă eu consider că sunt prea lungi, liniștii pot tăia din ele, să le pui pe jiguri. Iar când vine vorba de jiguri, folosesc gramaje de la 0,4 grame. Ăsta, de exemplu, este de 0,6 grame. Și până la 1,5 grame. Să nu uităm de ce este mai important, de nimfe. Aceste nimfe sunt teoretic niște muște artificiale, dar au un plus capul dintr-o bilă de tungsten care le ajută să le pescuiți mai la fundul apei. Aceste nimfe merg foarte bine în sezonul rece, când peștii sunt mărâiți. În acel moment când peștii nu sunt atrași nici de rotative, nici de woblere, deci în acel moment nimfele fac legea pentru păstrăv. Când vine vorba despre ochelarii de pescuit, în continuare mă duc pe acești ochelari cu care am pescuit 2 ani la rând. Sunt niște ochelari de la Solano, îmi place foarte mult, deoarece nu au această ramă jos. Cu ochelarii cu care am pescuit și aveau ramă jos, aveam impresia că tot timpul văd acea ramă în peisaj. Cu acești ochelari, problema a dispărut. În plus, îmi place că se vede foarte bine prin ei, văd firul, văd și în momentele în care este foarte întunecat afară, în zonele acoperite de copaci, dar totodată văd foarte bine și la soare cu ei. Deci într-o zi însorită, liniștii mă pot uita la soare fără să mă deranjeze, deși lentila este foarte deschisă. Mergem mai departe la fire de pescuit. De exemplu, anul trecut am pescuit în mare parte cu un fir textil de la Owner de 0,10 mm. Aia înseamnă un DA 6. S-a descurcat destul de bine firul. În prezent mi-a luat niște fire puțin mai subțiri. De exemplu, acest fir are 0,45 mm. Este un fir textil de culoare roz. Acum sunt curios să vedem cum se vede prin ochelari, dacă se vede bine. Și am mai luat un fir de 0,5 mm care rezistă undeva la 4,4 kg. Acest fir este de o culoare verzui. Nu știu dacă sunt bune sau nu, sunt singurele care le-am găsit cele mai subțiri, așa că le-am luat. Până nu le testez, nu vă pot zice dacă sunt bune sau nu. Când vine vorba de pescuitul cleanului, deși nu prea pescuiesc la clean, folosesc niște woblere care sunt foarte mici, de 2,5 cm. Sincer, nu le-am testat niciodată, deoarece v-am zis că la clean nu prea pescuiesc. Sezonul rece, adică iarna, mare parte am pescuit pe gume și nimfe, așa că de woblere nu vă pot zice nimic. Mergem mai departe la mincioc.
În continuare voi folosi și în acest sezon acel mincioc din Decathlon. Îmi place deoarece este un mincioc foarte ușor. Mânerul îți oferă o prindere bună, stabilă. Pur și simplu materialul este cauciucat. Îmi place deoarece găurile nu sunt mari, așa că peștii mici nu o să iasă prin mincioc afară. Este un mincioc util. Legat de costumul de pescuit, adică oardeș, în continuare voi folosi tot acei oardeș din Decathlon. Sincer, nu vi-i recomand, deoarece sunt făcuți într-un material prea gros și transpirați foarte mult în el. Deci, Doamne feri! Legat de truse de pescuit, din nou, folosesc cea mai mică cutie. Îmi pun aici niște rotative, ce am nevoie și la revedere. Nu car după mine greutate, deoarece abia căr echipamentul de filmat. Ca și geantă de pescuit folosesc ceva simplu de la Cormoran. Mai are două separeie care vin pe lateral. Simplu, mi-am băgat cutiuța cu trusa de pescuit, o baterie externă pentru GoPro și la revedere. Legat de mulinetă și de lansetă, am făcut un videoclip separat, am să vi-l las undeva prin zona asta. Se numește după care sunt principiile după care vă puteți orienta când vă alegeți o lansetă și o mulinetă în pescuitul păstrăvului. Sper că v-am fost de ajutor, salutări și ne vedem pe apă!